Cel puțin 11 persoane au fost ucise miercuri seara în Hanau, lângă Frankfurt, centrul Germaniei, în două atacuri al căror presupus autor a fost găsit ulterior mort în locuința sa alături de altă persoană. Reprezentanții poliției germane au declarat joi că bărbatul suspectat de atacuri și-a exprimat convingerile de extremă dreapta într-o scrisoare confesiune. Potrivit Bild, acesta a lăsat și o înregistrare video în care revendică atacurile. Ziarul mai scrie că bărbatul era cetățean german și că în mașina lui au fost găsite reviste despre muniție și arme. El avea și licență de vânătoare cu arme de foc. Președintele Klaus Iohannis a reacționat printr-un mesaj transmis pe Twitter în care condamnă cu fermitate atacurile violente împotriva unor oameni inocenți, care au avut loc în Hanau. Condoleanțele mele se duc la cei care și-au pierdut rudele și prietenii. România este solidară cu Germania, a scris șeful statului pe rețeaua de socializare. Motivul atacului nu se cunoaște deocamdată, iar poliția a demarat o anchetă pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat. Atacul nu este singurul de acest fel, după ce în urmă cu 4 zile a mai avut loc unul în Berlin, lângă un teatru de comedie, soldat cu un mort.